Dacă Dumnezeu ți-a făcut bine în viață, dacă nu ți s-a întâmplat, de ce ți-a fost frică că o să ți se întâmple, dacă te-ai întors de la spital când ți-era teamă că nu o să te mai întorci, dacă Dumnezeu te-a ajutat atunci când te-ai simțit fără resurse, dacă Dumnezeu te-a iertat atunci când te-ai simțit murdar și mizerabil, în seara aceasta ești într-un loc unde El te privește și vrea să primească închinarea pe care trebuie să-i o dai. Cezarului îi dai ce este al lui. Uneori te împrumuți ca să-ți plătești taxele și bilurile. Dar Domnului, în seara aceasta, trebuie să-i dai închinarea sinceră din inima dumitale de muritor, care ai plâns de multe ori în viața asta, care ai fost înșelat, trădat, care nu mai ai încredere în nimeni decât în Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ. Te chem în această seară să gândești ca un adult care ai trecut prin viață, să-ți deschizi inima ca un om înțelept și să recunoști că în universul acesta în care te simți singur, Dumnezeu te iubește. Următoarele momente vrem să le petrecem în rugăciune. Fiecare să se oprească înaintea lui Dumnezeu cu viața lui, cu experiența lui și să-i mulțumească, să-l adore, pentru că s-a deschis cerul și a venit Iisus Hristos, Mântuitorul, la noi.
ca să ne iubească, să ne protejeze, să ne ierte și să ne păzească de mânia viitoare, care stă să vină peste lumea întreagă. Oamenii ai lui Dumnezeu, să petrecem clipele următoare în rugăciune, fiecare așa cum poate, cum știe și cum este călăuzit în inima lui de Duhul lui Dumnezeu. Să ne rugăm împreună Domnului. Să fie Dumnezeu. O să vă cer îngăduința să citesc din cartea lui Dumnezeu din Biblie câteva cuvinte. Ele au fost scrise de Apostolul Pavel către o biserică și în seara aceasta sunt scrise de Dumnezeu pentru noi. Filipeni capitolul 2, versetele de la 5 la 8. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător
până la moarte, încă moarte de cruce. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Scumpii mei, reocupați-vă locurile. Stați în prezența Domnului. Avem o experiență minunată în seara asta, să fim împreună aici, de bună voie, ca un îndemn al conștiinței, fără să ne constrângă cineva. Suntem constrânși în multe feluri să facem multe lucruri. În seara aceasta am venit din plăcere aici ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Sunt foarte fericit pentru că Dumnezeu m-a ținut în viață să experimentez sărbătorile acestea ale întrupării Domnului din nou. Și sunt bucuros să fac lucrul acesta împreună cu dumneavoastră. Pe cei mai mulți vă cunosc. Am plâns împreună de multe ori și ne-am bucurat. Dar sunt și persoane pe care probabil le-am văzut mai rar sau niciodată. Cu toții sunteți minunați pentru că sunteți în prezența lui Dumnezeu. Vă felicit că sunteți aici și vă binecuvintez. Și în momentele următoare, dragii mei, aș vrea să spun o predică din Evanghelia lui Dumnezeu. Hristos, când a fost pe pământ, a predicat, pentru că a fost metoda lui să le spună oamenilor ce nu știau. A fost metoda lui să îi asigure pe oameni că ceea ce știau este adevărat. Apostolii au făcut la fel. Și de 2000 de ani de istorie creștină, lumea noastră a fost colindată în lung și în lat de bărbați numiți predicatori, care au repetat cuvintele lui Dumnezeu, menționate în această eternă carte numită Biblia. O carte față de care fiecare dintre noi are respect. În seara aceasta, fiind conștient de faptul că fiecare are experiența lui mai intensă, mai profundă sau mai puțin intensă și profundă vis-a-vis de lucrurile sfinte, spirituale, vis-a-vis de citirea și înțelegerea Bibliei, experimentarea rugăciunii sau apostolului, frecventarea unei biserici cu pasiune, înțelegând fenomenul acesta, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Scopul întrupării Mântuitorului. Instinctul religios face parte din natura umană, asemenea instinctului de foame sau de sete. Sentimentul de vinovăție, care este funcția de evaluare a propriei conștiințe, este glasul lui Dumnezeu din om. Și de foarte multe ori ne-am simțit vinovați pentru lucruri făcute rău, adică pentru lucruri rele făcute sau pentru lucruri bune nefăcute. Cartea aceasta din care am citit în această seară este una dintre cele mai vechi cărți din lume. Însă este cea mai veche carte din lume care se citește și astăzi. Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos a devenit cea mai mare sărbătoare a celei mai mari religii din istoria umanității, Crăciunul în creștinism. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră mesajul lui Dumnezeu din Biblie, ca un răspuns la întrebarea: care este scopul Crăciunului? Crăciunul este o denumire a zilei în care a venit în existență umană Dumnezeul infinit, înghesuindu-se în trupul unui copilaș, pentru ca să fie asemenea nouă, să ne aducă un mesaj și să ne ierte de păcatele care ne făceau vinovați înaintea lui Dumnezeu, atât de vinovați încât ar fi trebuit să mergem în iad. Care a fost scopul întrupării sale? Evident, s-au scris așa de multe cărți și sunt sigur că subiectul nu este epuizat. Ce ar putea să spună un om ca mine în câteva minute? Probabil că o parte din ce trebuie. Primul lucru pentru care Hristos Domnul s-a întrupat a fost să demonstreze caracterul lui Dumnezeu. Nu ai încredere într-o persoană pe care nu o cunoști, cu care nu ai mâncat, cu care nu ai plâns, cu care nu ai râs. Nu ai încredere într-un om cu care nu ai experiențe de viață. Atunci când nu cunoști pe Dumnezeu, nici despre El, dar mai ales pe El, ești foarte rezervat vis-a-vis de subiectul religios. Ești o persoană care în suflet probabil ai o formă de credință care acceptă existența lui Dumnezeu. Probabil această credință din inimă se manifestă religios în anumite situații când ai oportunitatea,
Dar nu ești pregătit să faci angajamente solemne, profunde, care ți afectează în mod permanent viața. Lumea este plină de astfel de oameni. Instinctul religios este universal. Și fiecare om, cel puțin în zona unde noi trăim și unde există cu preponderență religia creștină, toți oamenii cred în Dumnezeu. Însă asistăm la un fenomen ciudat. Oameni care cred în Dumnezeu nu-L ascultă pe Dumnezeu. Și Hristos spunea cu mult timp în urmă: de ce îmi spuneți Doamne, Doamne și nu faceți voia Tatălui meu care este în ceruri? În seara aceasta aș vrea să vă spun că atunci când Iisus Hristos, Dumnezeu, s-a dezbrăcat de dumnezeire și printr-un fenomen neînțeles de noi, El nu s-a născut, ci s-a întrupat. Naștere înseamnă să apară în existență prin părinți. Întrupare înseamnă să spărăsești existența veșnică fără început și sfârșit și să intri în dimensiunea timp și spațiu în lumea umană cu o misiune pentru un timp. Așa a făcut Iisus. El a venit în primul rând pentru ca să ne demonstreze caracterul lui Dumnezeu. Eu m-am născut în cultul ortodox. La 6 luni de viață părinții mei au divorțat și m-au lăsat în grija uneia dintre bunici, bunica din partea mamei. N-am mai avut frați și surori și bunica împreună cu bunicul m-au crescut. Am avut o copilărie simplă, plină de necazuri și plină de lipsuri. Și pentru mine, de când am început să devin conștient de realitățile vieții, a existat Dumnezeu în inima mea. Dar niciodată n-am știut cine este acest Dumnezeu, dincolo de ideea că există cineva pe care îl cheamă Dumnezeu. Am înțeles că nu pot să-L văd. Și am înțeles că trebuie să mă închin Lui și aveam anumite obiceiuri pe care bunica m-a învățat să le practic, să mă închin lui Dumnezeu înainte să mă culc. Însă n-am știut niciodată cine e acest Dumnezeu, decât că în sufletul meu aveam respect pentru ideea de Dumnezeu. Am crezut că e o idee, am crezut că e o filozofie, am crezut că este o formă de religie, am crezut că este ceva, nici nu mi-a trecut prin cap că este o persoană, nici nu mi-a trecut prin cap că are rațiune, sentimente, că iubește, că așteaptă să fie iubit, nici nu mi-a trecut prin cap că El m-a făcut cu mâinile Lui. Nici nu mi-a trecut prin cap că am vreo obligație la El, de aceea mi-am format obiceiuri care depindeau de gusturile mele și nici de cum de gusturile Lui. Nici nu mi-a trecut prin cap să mă interesez dacă El așteaptă ceva de la mine și dacă eu îi sunt dator în vreun fel. M-am simțit stăpân pe viața mea, pe tinerețea mea, așa că profitând de vidul de autoritate în care am crescut fără părinți, am dezvoltat obiceiuri foarte urâte, pe care prietenii mai mari decât mine din jurul meu le-au cultivat în viața mea. Atunci când pentru prima oară, după ce m-am căsătorit în jurul vârstei de 21 de ani, am intrat într-o biserică evanghelică, așa cum sunteți dumneavoastră într-o biserică evanghelică în această seară, și când pentru prima oară în viața mea am ascultat predica unui predicator, a unui pastor, pur și simplu am fost uluit. Să aflu informații pe care 21 de ani eu nu le-am știut. Eu nu am știut despre caracterul lui Dumnezeu. Am crezut că este o idee. Și cu această idee, eu am fost cinstit până atunci. Când am aflat că este o persoană, când am aflat ce fel de persoană este, când am aflat ce a făcut pentru mine și ce așteaptă de la mine, pur și simplu m-am simțit un om murdar, vinovat și îndatorat acestui Dumnezeu. Mi-am dat seama atunci că oamenii reacționează în funcție de informațiile pe care le au. Trebuie să accepți că probabil în ultimii ani te-ai apucat de un business. Dar știi cum te-ai apucat de businessul acesta? Cineva ți-a vorbit despre oportunitatea acestui business. Ai fost probabil sceptic la început, neîncrezător. Dar a doua zi când te-ai trezit, ai avut ideea în minte și te-ai simțit atras înspre ea. Te-ai mai interesat, ai făcut cercetări, s-a dezvoltat această idee în inimă până când te-ai simțit atras și ai început să practici business-ul. Și totul a plecat de la o simplă informație pe care cineva ți-a dat-o la o cafea sau la telefon. Atunci când nu cunoști Evanghelia lui Dumnezeu, ești o persoană așa de liniștită,
pentru că ți se pare că ești suficient de religios ca Dumnezeu într-o zi să spună vino și nu du-te. Și aceasta doar pentru că nu cunoști caracterul lui Dumnezeu. În seara aceasta, cu respect, aș vrea să-ți spun câteva cuvinte despre cum este Dumnezeu. Și apoi o să ai libertatea să faci ce crezi că trebuie făcut cu viața dumitale. Dacă noi nu am avea Biblia, am crede despre Dumnezeu ceea ce ne-au spus bunicii, ceea ce ne spune doamna de biologie și de psihologie, că suntem o mai mică, o maimuță mai mică, mai evoluată. Însă, dacă ne uităm în Biblie, în această carte pe care Dumnezeu ne-a trimis-o, în absența căreia credem ce vrem noi. Unul crede una, unul alta, unul nu crede nimic. De fapt, numai morții nu cred nimic. Fiecare om crede ceva. Însă atunci când acceptăm că această carte, care se află pe altarul Bisericii Ortodoxe sau Catolice sau a Bisericilor Evanghelice, această carte este trimisă de Dumnezeu prin revelația pe care a dat-o profeților din Vechiul Testament și apostolilor din Noul Testament. Și ea a devenit o mănunchiere a 66 de cărți, care au fost scrise de aproximativ 40 de oameni, într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani. Și când Gutenberg a inventat tiparnița, a spus, prima carte care are onoarea să fie tipărită, trebuie să fie Biblia, pentru că este cartea lui Dumnezeu. Nici o altă carte nu este mai veche ca ea și mai nouă ca ea. Nici o altă carte nu schimbă viețile oamenilor. Cine mai citește o carte de 100 de ani? Nimeni. Dar de 1000 de ani? Nimeni. Dar de 5000 de ani? Nimeni. De ce citesc oamenii cartea aceasta? Hristos a întrupat ca să demonstreze caracterul lui Dumnezeu. Care sunt componentele caracterului lui Dumnezeu? Prima dintre ele, divinitatea, sfințenia. Cine este între Dumnezei ca tine, Doamne? Întreba unul dintre marii regi a evreilor, David. Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu este o persoană? Te-ai gândit vreodată că această persoană este atât de mare încât de-abia încape în univers? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu nu are trecut sau viitor, ci doar un uriaș și infinit prezent? Te-ai gândit vreodată că acest Dumnezeu este sfânt la modul absolut și cea mai mică impuritate îl dezonorează? Te-ai gândit vreodată că acest Dumnezeu nu poate să accepte minciuna pe care oamenii o practică? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu se așteaptă ca noi oamenii să fim ca El, ca așa copiii, ca tata? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu se îndepărtează de orice om care practică păcatul, indiferent de scuzele și justificările lui? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu este absolut sfânt? Aceasta este prima componentă a caracterului lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu poate să suporte păcatul și de aceea nu permite oamenilor care trăiesc în păcat să vină în prezența Lui. O a doua componentă a caracterului Dumnezeu este eternitatea. Noi oamenii suntem limitați și viața noastră este scurtă. După ce ajungem la 40-50 de ani, eu sunt unul dintre exponenții acestei categorii de vârstă, pur și simplu cădem în obsesia dieturilor, a legumelor, a fructelor. Și eu care toată viața am avut plăcere pentru cârnați și ciocolată, acum pur și simplu trebuie să mănânc mere, ardei, castraveți. Pentru că la vârsta aceasta te gândești mai mult și mai intens la plecare. La 20 de ani ești ocupat. Și sigur că vârsta te predispune la alte procese de conștiință. Și pentru că noi suntem vremelnici în existența umană și pentru că ca un abur trecem, ca o frunză pe care o mișcă vântul, noi nu putem concepe că cineva nu are început și nu are sfârșit. Te-ai gândit vreodată că atunci când spui Dumnezeu, vorbești despre o persoană absolut sfântă, care nu are un început și care nu are un sfârșit, care este absolut eternă? Știu că nu poți înțelege cum vine asta. Dacă ai încercat să explici unei furnici că există o furnică cu două picioare numită om, și că oamenii aceștia știu să râdă, să vorbească, au computere și telefoane, că au mașini și zboară cu avionul, ce crezi că ar zice furnica?
Știi ce? Exact ce zici dumneata la predica mea. Dumnezeu este etern. Dumnezeu nu s-a născut niciodată și nu va muri. Dumnezeu nu îmbătrânește. Dumnezeu este etern. Întotdeauna va fi la fel de tânăr ca întotdeauna. Dumnezeu este etern. Dumnezeu îl cunoaște pe primul om. Dumnezeu mă știe pe mine și pe dumneata. Dumnezeu cunoaște ultimul om. Dumnezeu știe toate lucrurile. Dumnezeu este etern. Dumnezeu nu va muri, Dumnezeu nu va îmbătrâni, Dumnezeu este etern. Te-ai gândit vreodată în maniera aceasta la Dumnezeu? Simți că apare o picătură pe scena conștiinței dumitale, o picătură de respect față de această persoană, care pe lângă faptul că este pură la modul absolut, este pur și simplu eternă? Atunci când oamenii l-au întrebat pe Dumnezeu, cine ești, Doamne? El a spus, eu sunt Iahve, eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Cel ce sunt. N-a știut să se prezinte altfel decât eu sunt Cel veșnic, eu sunt Cel dintotdeauna, eu sunt Cel ce sunt. Din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu, spunea psalmistul prin călăuzirea Duhului. Apoi Dumnezeu este infinit. Știți ce înseamnă infinit? Dumnezeu este infinit. Cunoașteți un lucru infinit? Cunoașteți pe cineva infinit? Cunoașteți ceva infinit? Dumnezeu este infinit. Absolut infinit. Nu putem să înțelegem cum vine asta, dar Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu ca pe o persoană infinită. Simți superioritatea lui Dumnezeu din aceste trei componente ale caracterului pe care Hristos a întrupat să ni le prezinte? Atunci când vorbești de Dumnezeu, să știi că este la modul absolut sfânt, că este absolut etern și că este absolut infinit. Apoi, Dumnezeu este de neschimbat, neschimbabil. Asta se spune într-un termen tehnic, imuabil. Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Nu te-ai supărat pe oamenii cu care ai vorbit un lucru și s-au schimbat și ai spus, hei, ce fel de om ești? N-ai caracter? N-ai principii? Mi-ai promis că faci asta și te-ai schimbat? Ai vorbit cu soția și te-a... Ce fel de bărbat ești? Ascultă-mă, Dumnezeu nu s-a schimbat niciodată în existența Lui. La Dumnezeu da este da, nu este nu. Dumnezeu nu se schimbă. N-are nicio legătură cu ploaia, cu zăpada, cu soarele. Nu are nicio legătură cu teroriștii, cu bolile. N-are nicio legătură cu îmbătrânirea, cu fenomenele care ne sperie pe noi și care ne constrâng să spunem, am sorry, m-am schimbat, iartă-mă, te rog, dar mi s-a schimbat mintea. Lui Dumnezeu nu îi se schimbă mintea. Îți spune ceva faptul că există o persoană căruia nu îi se schimbă mintea? Și dacă a spus, te iubesc cu o iubire veșnică, poți să fii liniștit că te va iubi pentru veci de veci. Îți spune ceva mesajul acesta? Te simți bine când știi că există totuși cineva care nu se va schimba, care este fidel în promisiunile pe care le-a făcut, care nu te va părăsi niciodată, care te va iubi cu o iubire veșnică, care întotdeauna te va urmări cu dragostea Lui, care întotdeauna se va ține de cuvânt și nu are nicio importanță ce se va întâmpla. Pot să dea faliment toate băncile din lume. Dumnezeul acesta va fi absolut fidel promisiunilor pe care le-a făcut. Îți spune ceva această componentă a caracterului Său? Te simți un pic mai liniștit când Dumnezeu este absolut fidel și neschimbător și dacă a spus că în momentul în care spui, Doamne, iartă-mă, te iartă? În momentul în care îi spui, Doamne, ajută-mă, te ajută? În momentul în care te întorci la El, oricât de murdar ai fi, asemenea unei mame care atunci când îi se întoarce copilul acasă, chiar dacă este indignată, îl spală cu atâta dragoste și nimeni nu o înțelege. Și toți îi spun, ești o mamă slabă. Ea, de fapt, este o mamă iubitoare. Stimați prieteni, v-ați gândit vreodată așa la Dumnezeu? Dacă crezi că e o idee, este normal să trăiești așa cum trăiești. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu este sfânt la modul absolut? Și nu poate suporta stilul de viață pe care l-ai, plin de murdărie. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu este etern, este infinit și nu se schimbă niciodată? Este absolut statornic, absolut statornic. Apoi, Dumnezeu este atot cunoscător. Ne deranjează capacitatea lui Dumnezeu de a cunoaște toate lucrurile. Sunt fericit și ești fericit că oamenii nu știu totul despre noi. Știi despre mine ce vreau să spun eu? Însă Dumnezeu știe despre mine absolut totul. El nu are nevoie să-i spun eu este adevărat sau nu este adevărat. Să nu te superi că te întreb. Cum te simți când ești sigur că Dumnezeu știe totul despre dumneata? Cum te simți?
Cum te simți când Dumnezeu îți cunoaște cele mai urâte secrete din viața dumitale, pe care ai vrea să le uiți și să nu fie existat vreodată? Cum te simți? Întreabă-te în această seară, cum poate să mai te iubească dacă știe totul despre dumneata? E bun Dumnezeu, este iubitor. Dacă cineva ar cunoaște tot adevărul despre noi, tot ce am gândit noi vreodată, tot ce am simțit noi vreodată, tot ce am spus noi vreodată când am crezut că nu ne aude nimeni, probabil că nimeni n-ar mai vrea să ne iubească. Vrei să te întrebi cum te iubește Dumnezeul acesta când știe absolut totul despre dumneata? Ai mai întâlnit vreodată o astfel de persoană? Ascultă-mă, dacă ai întâlnit o astfel de persoană, nu-i așa că ai respecta-o? Este adevărat că ți-ar place să-ți devină prieten? Nu este așa că ai avea nevoie de un astfel de prieten? Ascultă-mă, de ce nu te împrietenești cu Dumnezeu? El este așa. Nu ai nevoie de liniștea pe care ți-o conferă prezența lui Dumnezeu în viața dumitale când știi că El este absolut sfânt, etern, infinit, neschimbător și pe deasupra, în ciuda faptului că îți cunoaște toate, dar toate, se uită și spune, te iubesc cu o iubire veșnică și sper într-o zi, iubirea mea, să te ajute să te schimbi și să fii un alt fel de om. Dumnezeu nu este doar atot cunoscător, El este atot prezent. Dacă cineva în China astăzi se roagă, Dumnezeu este acolo. Dacă cineva în America astăzi se roagă, Dumnezeu este aici. Este oxigenul peste tot pe planeta Pământ prezent? Da. Ei bine, cam așa este Dumnezeu, prezent peste tot. Nu te poți ascunde de El. Te vede noaptea, te vede ziua, te vede când nu vrei să te vadă, te vede când vrei să te vadă. Este prezent peste tot. Scoate-ți din minte perspectiva să te ascunzi de Dumnezeu. E ca și cum ai vrea să te ascunzi de aer. Dumnezeu este prezent peste tot. Atunci când te simți singur, este doar o percepție care vine din necredința inimii dumitale. Pentru că dacă ai crede în Dumnezeu, ai ști că și acolo unde te simți singur, El este prezent. Ai fost vreodată la spital, ai fost vreodată în perfuzii, ai fost vreodată tăiat ca un pește de sus până jos. Te-ai simțit atunci singur, te-ai întrebat unde sunt prietenii. Ascultă-mă, atunci, acolo, Dumnezeu a fost prezent. N-ai fost singur. Aceasta este doar o percepție. Este o percepție care vine din informația greșită pe care ți-ai pus-o în minte, informație care a format o anumită mentalitate greșită despre El. Pentru că nu cunoști caracterul lui Dumnezeu, îl acuzi fără să ai argumente și spui, am fost singur în necaz. Scoateți din minte acest neadevăr ofensator la adresa tot prezenței lui Dumnezeu. N-ai fost singur nici când ai vrut să fii singur, a fost acolo. A fost acolo când ai suferit, dar a fost acolo și când ai păcătuit. Dumnezeu este atot prezent și Dumnezeu este atot puternic. Dacă nu face tot ce poate, asta nu înseamnă că nu poate să facă ce nu face. Dumnezeu face doar ce trebuie, face doar ce alege să facă. Dar dacă ar alege să facă orice, orice ar face, Dumnezeu nu se enervează. Dumnezeu nu își pierde controlul. Dumnezeu este o ființă pe care noi nu putem înțelege, după cum o furnică nu ne poate înțelege pe noi. Dumnezeu are puterea să facă orice. Nu-ți poți permite să pui verbul a putea în legătură cu subiectul Dumnezeu. Dumnezeu poate absolut orice lucru. Trebuie să vrea să facă absolut orice lucru. Hristos a venit în lumea noastră ca să ne-L prezinte pe un astfel de Dumnezeu. Dragul meu, nu-ți vorbesc de o religie. Amândoi suntem sătui până peste cap de religii. Eu îți vorbesc despre o persoană care te-a creat, care are toată puterea în cer și pe pământ. Ai nevoie de astfel de Dumnezeu? Ai nevoie de acest Dumnezeu? De aceea a venit Hristos. Pur și simplu a venit ca să demonstreze caracterul lui Dumnezeu. În al doilea rând, a venit să dovedească vinovăția omului. Atunci când ne uităm în Biblie, observăm că omul, păcătuind, a devenit vinovat în fața justiției divine. Este normal poliția să acuze un șofer care trece pe culoarea roșie a semaforului? Este normal. Te-ai supărat vreodată pe un polițist care a amendat pe cineva care a trecut pe roșu? Nu.
Ți se pare că a procedat corect polițistul? Bineînțeles. Dacă ai fi trecut pe verde și omul acela ar fi trecut pe roșu chiar când dumneata erai în intersecție și ar fi avut un camion și te-ar fi lovit și ai fi avut acolo copiii și soția, este normal poliția să-i constrângă pe cei care conduc automobilele pe drumurile publice să nu treacă pe roșu? Este normal. De ce poliția are dreptul să facă ordine în perimetrul lor și Dumnezeu nu are dreptul să facă ordine în perimetrul lui? De ce atunci când justiția umană își face datoria, ei sunt eroii noștri și noi avem încredere în ei, iar atunci când Dumnezeu își face datoria și protejează dreptatea și are autoritate și spune răului rău și binelui bine, noi ne supărăm pe el și ne simțim incomozi în prezența lui? Cât de cinstiți suntem atunci? Ascultă-mă, Dumnezeu știe cine ești. Dumnezeu îți cunoaște toate păcatele care le-ai făcut. Și Hristos a venit ca să dovedească vinovăția umană. Biblia spune, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ce este păcatul? Păcatul este o încălcare a legilor lui Dumnezeu, adică să treci pe roșu la intersecția vieții. Este o neascultare față de Dumnezeu. Noi trăim pe pământul lui Dumnezeu. Noi respirăm aerul lui Dumnezeu. Noi suntem în rent, în chirie, într-un corp care este al lui Dumnezeu și într-o zi va spune Duhului de viață, ieși. Și atunci, indiferent de vârstă, se vor separa și doctorul va spune, a murit, iar preotul își va face datoria. Te-ai gândit vreodată la fenomenul ăsta? Crezi că te va întreba cineva când vrei să fie asta? Te-a întrebat cineva când vrei să te naști? Te-a întrebat cineva în ce țară vrei să te naști, în ce familie și ce culoare să-ți fie părul sau ochii? Da, de unde? Ești adult. Te rog să-ți folosești judecata și să-L lași pe Dumnezeu să vorbească cu inima dumitale. Atunci când vorbim despre întruparea Mântuitorului, trebuie să acceptăm faptul că scopul pentru care a venit pe pământ a fost să demonstreze caracterul lui Dumnezeu și să nu-L mai acuzăm pe Dumnezeu că este o idee. El este Tatăl nostru, este Creatorul nostru, este Dumnezeul nostru. Însă, El dovedește și vinovăția noastră. Păcatul este și un eșec în legătură cu așteptările lui Dumnezeu. Ești tată sau mamă? Ai așteptări de la copii? Ce se întâmplă când copiii nu le împlinesc deloc? Cât de amărât ești? Vrei să înveți la chitară? Nu se lipește nimic de el. Îl duci la școală, îl meditezi, nu se lipește nimic de el. Îl aduci la biserică, stă numai pe holuri. Încerci să-l înveți bunele maniere și oriunde te duci te face de rușine. Și întotdeauna scuza asta e ieftină. A, ce să face micuț? Mi-a să știți că ziua bună se cunoaște de dimineață. Stimații mei, după cum noi avem așteptări de la copiii noștri, Dumnezeu are așteptări de la noi. Dumnezeu a investit în noi. Știi cine te-a vindecat când ai fost bolnav? Știi cine ți-a regenerat corpul acesta când te-ai culcat atunci la 1-2 noaptea, absolut frânt de oboseală? Și în timp ce n-ai știut ce se întâmplă și a sunat ceasul de dimineață, știi cine s-a ocupat în perioada aceea din noapte să-ți umple toate păhărelele cu energie și când te trezești să nu mai fii frânt de oboseală, ci refăcut și să o iei de la capăt? Știi cine s-a ocupat de lucrul ăsta în timpul nopții? Știi cine a așezat legea aceasta biologică în trupul dumitale? Știi cine ți-a dat putere să zâmbești, să speri și să te duci mai departe? Știi cine? Nu o idee, nu o maimuță. Te rog frumos să te gândești la lucrurile astea. Ce este păcatul? Păcatul care ne face pe noi vinovați. Păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Ai fost vreodată pus într-o autoritate? Ai avut vreodată niște oameni pe care a trebuit să-i conduci? S-a răzvrătit vreunul dintre ei împotriva autorității tale și ți-a spus, dar tu cine te crezi, mă? Ia mai lasă-mă în pace. Cine te-a pus pe tine șef peste mine? Cum te-ai simțit? Ce zic copiii? Ce zici atunci când copiii îți spun, știi ce, babacule, să mai mă lași în pace că imediat sun la poliție? Poate că e un exemplu de extremă, dar ce zici atunci când cineva peste care ai autoritate se răzvrătește și spune, te rog să mă lași drept în pace? Te-ai gândit vreodată că așa te raportezi față de Dumnezeu? Îți spune și nu asculți. Îți cere și nu te interesează.
îți vorbește și n-auzi. Are așteptări și pur și simplu ai viața dumitale. Te-ai gândit vreodată la inima lui Dumnezeu? De multe ori mi-a trecut prin cap următorul lucru: Doamne, cum mai poți să mă iubești? Noi toți suntem din același material, un material atât de murdar, atât de înclinat înspre rău. Păcatul este o formă de răzvrătire față de Dumnezeu. Ce ar face poliția din Chicago cu o persoană care în fiecare zi ar trece pe roșu? Măcar o dată. Ce ar face? Oamenii mint cel puțin o dată pe zi? Și să nu deschidă aici dosarul. Ce ar face poliția cu un șofer care o dată pe zi trece pe roșu? Cât timp l-ar mai lăsa să conducă? De ce te-a lăsat Dumnezeu în viață atâția ani? Ascultă, dragul meu, poți să privești viața din perspectiva asta, cel puțin pentru timpul când ești aici? Se întâmplă ceva în sufletul dumitale chiar acum? Când pentru prima oară am intrat în biserica aceea de care vă vorbeam în introducere și am stat acolo pe un scaun, pur și simplu la un moment dat m-am simțit murdar rău de tot. În viața mea nu m-am simțit așa de murdar ca atunci. Pentru că în mintea mea a început să se contureze caracterul lui Dumnezeu pe de o parte și caracterul meu pe de altă parte. Și m-am simțit îndatorat, m-am simțit vinovat. Ce este păcatul? Păcatul este un conflict între om și Dumnezeu. Știi că ești în conflict cu Dumnezeu? Știi că ești dat în urmărire generală de Dumnezeu? Cum te simți când fugi de poliție? Este așa de confortabil să ai cel puțin green card dacă nu pașaport american. Poate să sune poliția, lasă să sune că nu te mai interesează. Dar când nu ai unul dintre astea două hârtii, cum sună o poliție, cum ți se mărește tensiunea? Dar ce se întâmplă când ești dat în urmărire generală de Dumnezeu? Când te caută justiția lui Dumnezeu? Ascultă-mă, Biblia spune că plata păcatului este moartea, moartea veșnică în iad. Pentru orice om, pentru cel mai religios om, dacă religia dumitale nu te schimbă, ascultă-mă, ce faci cu ea? Dacă ai mâncat toată ziua și nu ți-ar trece foamea, ai mai mânca? Dacă ai bea toată ziua și nu ți-ar trece setea, ai mai bea? Bineînțeles că nu. Dar ce religie aia? De ce o ai dacă nu te face sfânt? Dacă nu ți-iartă păcatele? Dacă nu te face asemenea lui Dumnezeu? Ce este păcatul? Păcatul este o sfidare a lui Dumnezeu. Nu vei spune eu, nu-L sfidez pe Dumnezeu. Dacă ai avea un copil care tot timpul le-ar face pe dos în mod intenționat, de obicei, te-ar sfida sau nu? Fii sincer, te-ar sfida, nu? Cum te-ai simți? Cum te-ai simți vis-a-vis de colegii, de vecinii, de rudele dumitale? Cum te-ai simți? Cum te-ai simți vis-a-vis de așteptarea pe care o ai de la el? Te-ai uitat la el și te-ai întrebat: Doamne, ce-i greșit cu copilul ăsta? Ce n-am făcut bine? Pentru că mi-am dat bucata de pâine de la gură, am plecat din România și am venit aici. Am riscat așa de mult și toată viața am trăit într-o țară unde mi s-a spus: a, dar tu de unde ești? Că parcă ai accent. Și am simțit umilința asta că la 40-50 de ani nu știu să vorbesc, numai ca să aibă copilul meu un viitor. Și acum el se poartă cu mine ca și cu dușmanul lui. Cum te simți? Ai o bătrânețe liniștită sau frustrată? Te-ai gândit vreodată că atâta frustrare i-ai provocat lui Dumnezeu? În timp ce spui: eu am religia mea, ascultă-mă, poți să te uiți un pic la mine? Asta e religie? Hristos a venit în primul rând să ne demonstreze caracterul lui Dumnezeu, dar în al doilea rând să ne dovedească caracterul nostru, vinovăția noastră. Biblia ne spune că dependența pe care noi o experimentăm în lumea cotidiană, dependența de tot felul de substanțe, este pur și simplu un exemplu al păcatului. Așa este păcatul. Păcatul creează dependență. Și este mult până fur odată, până minți odată, până ești infidel odată, te mustră conștiința la prima abatere, dar după aceea te obișnuiești și devine un stil de viață. Și dacă cineva te întreabă de ce trăiești așa, îi spui: fac ce vreau. Cum, când treci pe roșu, vrei să spui că faci ce vreau? Adică cum faci ce vrei? Dar dacă trece soția mea pe verde în timpul acela, cum îți permiți dumneata să spui mie că faci ce vrei? Dragul meu prieten, cum te simți dacă Dumnezeu este supărat pe dumneata? Cum te simți dacă într-o zi o să te judece și o să spună: pleacă de la mine blestematul în focul cel veșnic? Pentru că ai trăit 30, 50, 80 de ani
Și pur și simplu în fiecare zi ai trecut pe roșu la intersecția vieții, în timp ce ai spus, am religia mea. Ascultă-mă, de ce te duci la școală dacă nu știi cât face 1 plus 1? Cum poți să-mi spui mie că ai liceu când nu știi cât fac 1 plus 1? Hai să fim serioși! Hristos a venit ca să ne demonstreze caracterul lui Dumnezeu. Hristos a venit ca să ne dovedească vinovăția, caracterul nostru. Însă, din fericire, nu este punct, ci doar virgulă, o generoasă virgulă. Hristos a venit să ne descopere soluția restaurării, a împăcării, a iertării și a mântuirii. Pentru aceasta a venit. Au încercat să-L oprească toți. A încercat să-L oprească Pilat și a omorât pe toți copiii din zona de vârsta Lui. Dar pe Hristos nu L-au omorât. Au încercat să-L oprească farisei și cărturari și preoții vremii. A încercat să-L oprească infidelul Lui ucenic, Iuda. A încercat să-L oprească vântul și valurile mării. A încercat să-L oprească diavolul. La un moment dat, L-a părăsit Dumnezeu, L-au părăsit îngerii și pe cruce, încărcat cu toate păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile, a stat în fața dreptății lui Dumnezeu, vinovat de toate păcatele pe care le-a făcut vreodată oamenii. El pentru aceasta a venit. Toate păcatele pe care le-am făcut eu în viața mea au fost acum 2000 de ani în Hristos. Toate păcatele care le-au făcut absolut toți oamenii care au trăit vreodată au fost atunci în Hristos. El a fost încărcat cu toate. Omule, cât de rău te simți când ai un păcat, cât de incomod, nu te ia somn, nu te învârți în așternut. Deși ai timp să dormi, dar nu poți, pentru că vinovăția te ține treaz. Dar să te încarci cu toate păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile, pentru aceasta a venit El. Cât de generos, cât de bun, ce cuvinte să folosim pentru a-L caracteriza. El pentru asta a venit, ca să moară pentru păcatele noastre și să ne ofere șansa de a o lua de la început, deși avem nu 0 ani, 0 kilometri și kilometrajul a mai luat-o odată de la capăt. Spune-mi, ce părere ai acum despre Dumnezeu? Stilul de viață păcătos pe care l-ai trăit a determinat poliția divină să te acuze, dar era normal să te acuze, omule. Dumnezeu nu e coruptibil. Pe Dumnezeu nu-L câștigi cu o gâscă, cu o curcă. Dumnezeu nu-i de vânzare. Dumnezeu e drept. Și dacă poliția este dreaptă, Dumnezeu este drept la modul absolut. Dumnezeu acuză păcatul, fiecare păcat din viața unui om. Câte s-au strâns de când ne-am născut până astăzi? Wow! Și Hristos a murit pentru toate aceste păcate. Pentru aceasta a venit El în lume, ca să moară, să fie plin de sânge, să fie vândut de Iuda, și El toate astea le-a știut. Pe toate le-a știut și a venit în lumea noastră. Ce fel de Dumnezeu este El? Un Dumnezeu care s-a înghesuit într-un corp uman pentru ca să-L putem accepta, să fie ca noi și să moară în locul nostru. Cine îl primește pe El, primește iertarea de păcat, i se anulează sentința de vinovăție, i se plătește toată datoria în moartea lui Hristos, care este veche de 2000 de ani și este liber. Iar dacă la noapte își pune mâinile pe piept, raiul e pentru diavolul. El merge în iad într-o viață veșnică. Dar dacă cineva îl respinge pe Hristos, din neștiință sau din știință, atunci rămâne înaintea lui Dumnezeu vinovat de toate păcatele lui și osânda divină vine peste el și pedeapsa divină vine peste el. Cum iertarea este o alegere? Da. Cum ea este deja realizată de Hristos? Da. Cum nu trebuie să am merite? Nu. Cum Hristos a murit pentru mine și eu nu trebuie să mai mor? Da. Și în moartea cu care a murit Hristos pentru mine, mi-a iertat toate păcatele? Da. Dar absolut toate, până la ultimul. Și cum, în fața lui Dumnezeu, eu nu mai sunt un păcătos? Ești un păcătos iertat. Absolut toată amenda este plătită în full. Totul. E plătită de tot. Cine îl are pe Hristos, cine îl alege, cine îl acceptă, cine îl pune în inima lui,
Dar unde este Hristos? Peste tot și nicăieri. Unde este Hristos? Hristos este acolo unde ajunge credința mea și credința dumitale. Îmi vei spune, vreau să-L văd. După ce vezi curentul electric, ți-l arăt. Îmi vei spune, vreau să-L pipăi. După ce-ți pipăi propriile sentimente, atunci te duc să-L pipăi și pe Dumnezeu. Ai pipăit vreodată vreun sentiment dintre sentimentele pe care le ai? Nu, înseamnă că nu le ai. Iartă-mă. Sigur că le ai, dar gândurile le poți pipăi. Accepți că în lumea noastră nu toate lucrurile sunt materiale și pot fi percepute prin percepțiile senzoriale, văz, auzi, miros, pipăi și gust? De ce nu gândești în termenii aceștia ca un adult? De ce ți-ai setat, ți-ai programat mintea ca să gândești într-o manieră în care intenționat știi care e finalul? De ce nu vrei să faci socoteala cinstit și umfli cifrele ca să ajungi acolo unde vrei? Ascultă-mă, ești sigur că e bine unde vrei să ajungi? Aș vrea să mă apropii de încheiere și să-ți spun că Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să moară pentru păcatele noastre. A venit în lumea noastră ca să ne ierte de toată vinovăția noastră. A venit în lumea noastră plângând pentru noi. Hristos este Dumnezeul care s-a făcut om. Dacă El nu ar fi venit, amândoi am fi fost niște oameni murdari, pătați și păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Și justiția normală a lui Dumnezeu ne-ar fi acuzat. Și sfințenia lui Dumnezeu ne-ar fi condamnat. Plata păcatului este moartea. Este articol de lege în Constituția Divină. Plata păcatului este moartea. Și orice om va muri în iad dacă nu acceptă iertarea. Pentru că fără păcat nu e nicio ființă umană. Noi toți trăim într-o natură predispusă să păcătuim. Suntem atrași să păcătuim. Îți constrângi copilul să nu fumeze, să nu consume alcool, să nu fure, să nu facă prostii. Și se simte așa de atras să facă asta. Dar și noi am fost la fel de atrași, dacă nu cumva mai suntem încă. Și Hristos a venit în lumea noastră să ne ia rușinea. Ascultă-mă, Crăciun nu înseamnă să particip la o slujbă. Crăciun nu înseamnă să mănânci special. Și nici să ai niște zile libere în care sărbătorești. Crăciunul este o denumire convențională cu privire la un eveniment de sărbătoare a zilei de întrupare a lui Iisus Hristos. El este sărbătoritul acestei sărbători, iar noi suntem invitați să-L onorăm, să-L felicităm și să-I aducem un cadou. Ce cadou poți să-I aduci? Ești așa de dator la bancă? Te-ai gândit vreodată că singurul cadou pe care îl poți aduce nu costă nimic? Este inima dumitale. Biblia spune, fiule, dă-mi inima ta. Fiule, dă-mi inima ta și sufletul tău să-și găsească plăcerea, bucuria, desfătarea în legile mele. Aș vrea în această seară să te invit să te gândești dacă nu cumva a venit vremea să-ți deschizi inima pentru Evanghelie, pentru această carte care te informează despre cine este Hristos care s-a întrupat și cine este Dumnezeu care L-a trimis. Ești un om vinovat înaintea lui Dumnezeu. Dacă mori în condiția asta, mergi în iad. Așa spune cartea. Știi că ceea ce spune Constituția Americii, știi că ceea ce spun legile și formularele și listele, toate se împlinesc. În lumea umană, așa și așa. În lumea lui Dumnezeu, sigur. În această seară, pentru o singură persoană, poți să semnezi pentru dumneata. Când eu am avut experiența aceea să intru pentru prima oară în biserică și am ascultat predica asta, am înlemnit. Și spre final am început să plâng pentru că m-am simțit rău față de Dumnezeu. El atât de bun și eu atât de rău. Din demnitatea pe care o mai aveam, m-am simțit rău. Și am simțit să primesc iertare și eliberare de această apăsare teribilă la nivel emoțional. Și pastorul care predica a întrebat, este cineva în această seară, aici în sală, care vrea să fie iertat de Dumnezeu, să creadă în Dumnezeu, să se căiască față de Dumnezeu și să meargă acasă un om mântuit? Ce bine am știut că este vorba de mine.
Nu există altă afacere mai bună în viața asta decât să primești iertare pe gratis din partea unui Dumnezeu care ar trebui să te condamne. Aș vrea să spun o scurtă poezie și apoi o să facem rugăciune și o să ne despărțim. Poezia aceasta este scrisă de Valerica Gherzan. Și nu venise-i, Doamne, să te plimbi pe acest pământ cu drumuri interzise, pe acest pământ cu demoni și cu ghimpi, cu multe boli curente sau prezise. Nu, nu venise-i doar ca să te plimbi, să calci aici pe zâmbete ucise și avea planeta porțile închise, cu gânduri frecate strâmb. Aici gândirea mea e răsturnată, că ai venit la poarta lui blocată și ai bătut și ai așteptat ades. Iubirea nu forțează în univers, cum ea nu poate fi nici capturată. Hangiule, chiar nu ai știut nimic? Nu ți-a căzut de pe cuvinte fracul? N-a șternut secunda, n-a durut? Ți-a mai bătut vreodată poarta veacul? Chiar pentru el un loc n-ai mai avut? Pământul îmi răspunde, da, se poate. Căci pentru cer adesea s-a știut că toate locurile sunt ocupate. Își descărcase cerul o mărire. Iubirea ne-a umplut cât n-am știut, căci zgonit păcatul peste fire cu țipăt dinspre rama ne-a durut. Chiar încărcat venind cu viața toată și pentru tine crudulei rod, cum a putut gândirea ta să poată? Mă întreb din nou și iarăși mă socot că l-ai primit cu marele deces. Porunca aveai? Aveai o datorie? Nu te-a chemat gândirea la proces? Răspunde acum! Răspunde-ți astăzi ție! Tu, Nicodim, l-ai vrut și nu l-ai vrut. Îți trebuia așa cum nu se poate. El nu s-a rușinat de tine sus, tu l-ai primit cu gânduri rușinate. Pe tine nu te întreb, căci mi-am răspuns. Nevoie n-am nici eu de complicații și eu îl chem adesea nascuns și îl refuz la mese de ocazii. Nu vreau să fiu zvârlit printre umili cu zâmbetul acela de disgrații. Eu mai primesc confort printre mulțimi, în mintea mea primesc considerații. Și azi, tot printre străini ești, printre ai tăi, și azi străini și astăzi tot pe afară, aruncă, Doamne, raza de lumini și raza de iubiri ca să ne doară. Să ne doară conștiința, pentru că am ajuns la vârsta aceasta, am sărbătorit multe Crăciunuri și ele au fost doar un mod de a ne odihni, de a petrece și de a ne bucura, dar n-am avut nicio legătură cu El. Relația cu El nu este infidelă. Relația cu El te conduce la sfințenie, la iertare, la mântuire. Relația cu El te schimbă, îți schimbă viața, îți schimbă caracterul, îți schimbă prioritățile, îți schimbă valorile, te face frumos pe dinăuntru și pe din afară, îți iartă toate păcatele, îți vindecă bolile, îți dă o liniște pe care nu ai experimentat-o niciodată. Ai o altă perspectivă a vieții despre viață, despre moarte, despre durere, despre suferință, despre prieteni. Îți găsești plăcerea să fii prieten cu El, să te apropii de El. Numai prin experiență poți înțelege lucrurile astea. Degeaba vii să-mi explici mie cum este când naște o femeie, bărbații nu nasc, ei nu știu, ei doar își pot imagina. Dar atunci când ai o experiență, când nu te doare măseaua pe tine, pe celălalt îl doare puțin, dar când te doare pe tine, experiența te ajută să-i măsori durerea. Aș vrea în seara aceasta, stimați prieteni, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să facem o rugăciune. Și pentru că sunteți aici și pentru că nu știu dacă eu voi mai fi în viață duminica viitoare și dacă nu te superi pe mine, nici despre dumneata nu știu dacă vei mai fi în viață, și pentru că nu vreau să-L mai las pe Dumnezeu încă o săptămână să mă aștepte, chiar dacă sunt sigur că voi fi în viață săptămâna viitoare, îți spun ultima întrebare din această seară. Vrei să crezi în Dumnezeu în așa fel încât să accepți că El îți este Tată, că a murit pentru dumneata pe cruce, prin Hristos care s-a întrupat? Vrei să primești iertare pentru toate păcatele pe care le-ai făcut cândva, vreodată? Vrei să pleci de aici un om iertat? Vrei să nu mai ai nicio frustrare? Vrei să ți se scrie numele în cartea vieții? Vrei să fii numit de Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu? Vrei Hristos să-ți devină Mântuitorul, avocatul care te scapă din condiția trecută, restaurată prin credința pe care o ai?
Ești gata să regrezi păcatele care le-ai făcut? Ai puterea să accepți că ai greșit în viață și că în această seară te judeci, în sensul că accepți vinovăția pe care ți-o asumi, dar pe care Hristos ți-o va ierta dacă crezi în El și îl accepți în inima dumitale? Nu știu ce o să faci. Știu ce am făcut eu. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să vă rog pe toți cei care sunteți aici să vă rugați pentru sufletul dumneavoastră. Să vă rugați pentru zilele care v-au mai rămas. Să vă rugați pentru membrii familiei dumneavoastră. Să stați înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta scurtă care urmează și să vă gândiți ce vreți să faceți cu anii care v-au mai rămas. Există atâta povară de vinovăție. E atât de sfânt Dumnezeu. E veșnică pedeapsa. Și Hristos, cu mâinile străpunse, vine la tine și spune: te iubesc cu o iubire veșnică. Fiule, dă-mi inima ta. Este aici cineva în această seară care vrea să se împace cu Dumnezeu? Care vrea să scape de vinovăția de o viață? Dacă ești unul dintre membrii bisericii, probabil că ai auzit chemarea aceasta de sute de ori, făcută cu privire la alții, pentru că dumneata ai împlinit-o de mult. Dar gândește-te că s-ar putea să fie aici cel puțin un om frământat pe care îl caută dragostea lui Dumnezeu, pentru care Hristos a venit din nou aici, pentru că vrea să-l ierte. Gândește-te cu dragostea lui Dumnezeu la omul ăsta, pentru că dacă nu se mântuiește în seara aceasta, s-ar putea să nu se mai mântuiască niciodată. Roagă-te pentru sufletul lui. E un om care nu trebuie să meargă în iad, ci în rai, acolo unde vom merge noi care am spus ieri da la ceea ce alții vor spune astăzi. Aș vrea să întreb dacă în această seară este cineva aici pentru care trebuie să mă rog, trebuie să mijlocesc, pentru ca Dumnezeu să se îndure și să-i asculte rugăciunea, să-i primească căința și să-l ierte de păcat. Este cineva aici care are puterea să spună: eu vreau să fiu iertat de Dumnezeu. Te-ai bătut în viață pentru bani, pentru familia dumitale, ai fost un viteaz, ai înfruntat multe lucruri în viață pentru că ți-ai apărat drepturile. În seara aceasta te chem să-ți aperi sufletul. În seara aceasta te chem să-ți aperi locul pe care îl ai în raiul lui Dumnezeu și pe care nu-l poate ocupa nimeni. Nu lăsa rușinea să te înfrângă și să te țină departe de dragostea lui Dumnezeu. Trebuie să spui da cu privire la un lucru care te privește pentru eternitate. Poți să faci ce vrei, eu închei în câteva secunde. Mă duc acasă și mă culc liniștit că am pus sângele lui peste sufletul meu. Însă ascultă-mă, omule, e vorba de sufletul dumitale, nu de altceva. Dacă este cineva aici care vrea să fie mântuit, îl rog să ridice o mână pentru câteva clipe. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Este cineva la balcon? Într-o zi Dumnezeu îți va aduce aminte de seara asta. Nu de faptul că n-ai reușit să trăiești în sfințenie, El știe că nu poți, dar îți va aduce aminte de faptul că a venit să te spele și ai spus: pleacă de aici. Ascultă-mă, nu face asta. E cineva care vrea să fie iertat de Dumnezeu? Să se întoarcă la Dumnezeu? Mulțumesc. Aș vrea să ne aplicăm capetele pentru rugăciune. Tu care ești Dumnezeul Dumnezeilor, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, în această seară, la cuvântul tău din Biblie, ne-am oprit în fața ta cu respect, cu speranță, credință și cu o atitudine de căință pentru trecutul nostru. Și în seara aceasta, biserica ta, pastorii bisericii, Doamne, stăm înaintea ta să ne rugăm în autoritatea numelui lui Iisus Hristos, Mântuitorul, Cel Întrupat, a Fiului lui Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ, pentru toate persoanele care în această seară au ridicat mâna înaintea ta, că vor să creadă în Dumnezeu, că se căiesc de păcatele lor și că vor să primească mântuirea în numele lui Iisus care s-a întrupat. Tată, la cuvântul pe care l-ai dat în carte, la promisiunea pe care ai scris-o în Biblie, în această seară te rog, iartă păcatele acestor oameni. În baza caracterului tău relevat în Biblie, mă rog și ne rugăm, iartă păcatele acestor oameni, pentru că ei se căiesc de păcatele lor. Ei cred în dragostea ta care iartă. Doamne, iartă-i și eliberează-i. Fă-le bine, Doamne. Acoperă-i cu iertarea ta. Acoperă-i cu dragostea ta.
Înviorează-i, Doamne, ridică-i, mângâie-i, Doamne, șterge lacrimile lor, ridică poverile lor, Doamne, luptă-te pentru ei, dă la o parte dușmanii din viața lor, Doamne, ridică-i în picioare să trăiască bucuroși și să recunoască că Dumnezeu trăiește în viața lor, intră în casele lor, Doamne, leagă răni, restaurează relații, ridică, vindecă și binecuvintează, chem numele Tău peste ei, Doamne. În numele lui Iisus scrie numele lor în cartea vieții. Mântuiește-i potrivit promisiunii care este universală, care e scrisă pe poarta universului, Doamne. Ne închinăm înaintea Ta împreună. Știm, simțim, credem, suntem conștienți că suntem în fața lui Dumnezeu, ființa care ne-a creat, care știe totul despre noi, care are puterea să se țină de cuvânt și dragostea să ne ierte după cum a promis. Stăm în fața Ta uimiți, bucuroși și mirați, Doamne, pentru că ai puterea să ne urmărești cu dragostea Ta și să ne ierți de vinovăția noastră. Dă persoanelor care în această seară Te-au acceptat pe Tine în inima lor, dă înțelegerea pe care o oferă Biblia, dă-le prioritățile, valorile, convingerile, stilul de viață pe care Tu-l cultivi în oamenii care cred în Tine. Te rog în numele lui Iisus să-i binecuvintezi potrivit harului și bogăției harului Tău. Și în această seară noi cu toții îți mulțumim și Te lăudăm și prin cântarea noastră Te onorăm că ești Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și adunarea să spună amin. Lăudat să fie Domnul. Haideți să cântăm în cinstea Domnului cu bucurie.